Stimați prieteni, emisiunea Spirit și Profunzime Dialoguri, azi este în speție la doamna Olga Migorean în satul Țiplești. Doamna Olga este meșteriță populară, știe să tricoteze, să croșeteze și să brodeze și are lucruri extrem de deosebite și unicale. Bună ziua, doamna Olga Migorean! Bine v-am găsit la dumneavoastră acasă. Am aflat că sunteți o meșteriță tradițională. Spuneți-ne, ce aveți aici pe masă? Aici am foarte importante lucrări închinate sărbătorilor pascale. Fiindcă se spune că când a fost răstignit Iisus Hristos și a înviat, o femeie venea de la piață cu un coș cu ouă, a cumpărat ouă albe. Când a ajuns lângă acolo, la locul de înviere, a pus coșul sub crucea unde a fost răstignit Iisus Hristos și picura sângele din inima lui Iisus Hristos. Și iată, ouăle s-au vopsit în culoare roșie de la culoare sângelui. Și de atunci femeile vopsesc ouăle roșii. Și în ultimul timp, de acum vopsesc și în diferite culori, nu numai în roșie. Dar dumneavoastră le găsim tricotate. Da, le-am tricotat numai decât. Și am pus diferite culori, fiindcă acum se vopsesc în diferite culori. Am pus în această expoziție, am introdus și Îngerul Păzitor al lui Iisus Hristos. Am introdus și coșul care a cântat la învierea Domnului și spune că la Paște nu stai cu coșul ca să facă rășituri, dar din găină sau din alt ceva. Cât timp ia tricotarea acestui iepuraș? Nu, o zi eu îl fac într-o zi. Iepuraș, da. Nu numai un iepuraș, dar toată expoziția. Da, ușor se face, fiindcă de acum am înălizdate și dar pot să fac. Dar de unde vine ideea ca să faceți așa obiecte? Singurul mi-a venit ideea. Știți, am fost la piață și o femeie s-a apropiat și tot așa întrebare mi-a spus. Cum de v-a dat în gând ca să faci așa lucrări? Dar simbolul Paștelui, ăsta e păscuța, ouăle, iepurașul și altceva, ce pot spui aici? Deci okay, aveți nu, uitați, da? Și găinul și iată am pus și puișori, am pus și o suncă, unii femeile se duc la Sfântă Pască cu înainte se făceau din papură, acum se fac mai moderne. Am introdus aici și niște coșulețe, iată, care punem ouă în ele și dăm la copilaș, mai ales la Paștele Blăjenului, ei sunt îmbrăcați în haine noi, curățeliși, ca să nu se murdărească eu ouă în mânuță și să asudă și să murdăresc haina. Și am hotărât, iată, așa. Noi aici, din față de masă, față de lucrarea masă, noastră? Lucrarea mea personală, în 2010 am pus-o, am fost operat și am stat... Deci să brodați, da? Poaie de boală, am stat. Și aici e croșeta, croșeta, da. Și aici e broderie. Și aici e brodat. Pitamină, iată, am pus-o așa o față de dar masă. Dar de unde ați moștenit așa talent? Talentul l-am moștenit de la mama de casă. M-am născut într-o familie numeroasă. Tata a avut studii și ne-a dat carte, dar mama ne-a dat deprinderi de croșetare, brodare, tors, țesut, iată acestea. Și le-am moștenit de la mama și de casă. Vedem că suntem în casa cea mare. Da. Vedem pierne. Tot croșetate, da? Aceasta? Cum se numește această tehnică? Brodată, așa spune poporul, brodată. Transmiteți cuiva acest talent pe care îl aveți? Am lucrat mulți ani, am predat școală, educație tehnologică și a urmat după mine, am trei persoane care predau educație tehnologică. Una este, se află în Italia, alta la Moscova și una în localitate lucrează. În afară de aceasta am fiică care i-am transmis toate deprinderile mele. Vă felicitări! Da, mulțumesc! Și face lucrări mai performante decât mine, că e tânără. Da, are ei idei, creativitatea ei. Aici vedem câteva lucrări destinate probabil pentru sezonul de toamnă. Da. Și mărțișoarele.
Ideile sunt ale dumneavoastră? Da. Acestea se cheamă lalele, acele lebede. Da. Și chiar și brodați din câte putem, da? Da, brodați și cu bise. Acesta este Sfântul Gheorghe. Noi am luat Sfântul acesta ca hramul casei și de aceea am și mic și am și mare cusut așa icoană. Și toate lucrările sunt deosebite din câte văd. Și ăla e un arici. Care a cules ciuperci. Da. În cât timp tricotați dumneavoastră? Foarte repede tricotez, îmi place foarte mult, iată, acesta e un băstăniel, vieții. Da. Repede, când sunt date mânele. Aveți o creativitate și... deosebită. Da. Și am făcut legătură cu viața, zic, ia câte o de asta, viveriță care își adună de mâncare pentru iarnă. Nuci chiar naturale, am pus aici cucuruș, niște ciupercuțe și totodată frunzulițe de toamnă mai galbene. Coșulețul este tot executat de noastră? Coșulețul, da, din hârtie, din orice hârtie se poate de confecționat, chiar și din ziar, chiar și din diferite hârtii din, mai vechi. Întâi facem niște tubușoare pe o andrică, după aceea îl împletim și la sfârșit îl vopsim și îl împodobim cum ne place. Vrem mai mare, mai mare îl facem, vrem mai mic, lungăreț, rotund, cum ne place așa îl facem. Am avut foarte multe și cu prasade și cu fel de fel și cu vânătă și cu chipieri și cu... dar le-am realizat. Deci uneori le vindeți la piață, da? Da, 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 da. Îmi dau comandă, multe mame au expoziții la școală, la grădiniță și îmi dau comandă și împletesc. Da, felicitări, pentru că sunt lucrări unicale. Un tablou foarte frumos, brodat de doamna Olga. L-am brodat pe canva, înainte era așa un fel de material cu pătrățele și l-am cusut pe materialul ăsta negru și după aceea am început a coasă, sau de sus în jos, sau de jos în sus, cum doriți. Numărăm pătrățelele de pe model și le punem pe nostru material. Și în sfârșit de acum ies lucrarea gata. Vreau să spun că atunci când am cusut nu pregăsăm ață. Această ață aveam o cumnată la Sângerei, la un combinat de tricotaj, unde se făceau veste, costume și erau bucățele mici și le scotem bucățele și ele și atât cosăm această costură, e cusut cu material de acesta. Ce eforturi face o meșteriță ca în final să iasă o lucrare frumoasă, așa cum a vrut să fie, da? Da, da, da. E o balerină care stă pe un trandafir. Meșteșugăritul popular devine tot mai rar în țara noastră. Azi am fost în speție la doamna Olga Migorean la Țiplești, care tricotează și brodează. Iar dacă știți și voi pe cineva care este un meșteșugar sau o meșteriță, vă rugăm să ne scrieți în comentarii și noi venim la dumneavoastră. Lăudați-vă cu ceea ce faceți!